găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru. Caz cutremurător în comuna Ormeniș. Un bărbat de 39 de ani și-a înjunghiat fiul, iar apoi s-a spânzurat. Rănit, copilul în vârstă de 14 ani a reușit să ajungă la telefon și să sune la numărul de urgență 112. O ambulanță a ajuns imediat la fața locului și l-a transportat pe băiat la spital. După ce a sunat la 112, băiatul și-a pus un bandaj în zona abdomenului și a reușit să ajungă la o vecină. Acolo a amețit și a căzut. A venit la dumneavoastră? Și după aia ne-am trezit, am ieșit și am deschis poarta, era, stătea aici și a venit înăuntru până când a venit salvarea. Dar era legată aici, cred că el a pansat sau a legat sau nu știu. Cine l-a pansat? Cred că el, singură. Vecinul, știți, să fi fost mai violent, mai agresiv? Consuma alcool? Da, fiecare zi, când a avut bani și când nu. Credeți că de acolo a pornit problema așa seară? Poate. Ajungea tata să joc la s-a spânzurat și atâta tot. Am auzit că a spus acolo. Eu n-am fost acolo, mă, că avea cineva. Păi la micul, da, l-am văzut, vei fi numele meu. Deci ați fost acolo azi noapte, dacă l-ați văzut? La ei în casă, mămica mea, copilul a ieșit afară. A ieșit afară și a strigat după ajutor? Nu, a ieșit afară, s-a dus la o vecină, m-a zis că m-a înjunghiat tati. Era șocat că tatăl lui s-a spânzurat? Nu știa băiatul. Nu știa băiatul, atâta că tata e mort, tata e mort, du-te vezi, tata e mort. Nu, atâta. S-au certat? Nu știu, mami, nimica. Nu. Cum era ca vecin domnul Jinga? A, bine, ne înțelegeam bine și n-avea nimic, dar venea și se plângea că soția era în Italia și chestii din astea. Dar era agresiv? Plecat. Da, a fost anul trecut. Dar era agresiv sau cald? Cum s-a părut dumneavoastră? Păi ce să zic, fiecare știe problemele lui. Tatăl și fiul locuiau singuri în locuința respectivă, iar azi noapte, în urma unui conflict spontan, a izbunit o altercație între cei doi, în urma căreia tatăl și-a înjunghiat copilul în zona abdominală, după care s-a spânzurat în locuință. Din fericire, minorul a reușit să sune la 112, colegii de la ambulanță s-au deplasat la fața locului, l-au transportat la spital. Sunt vreo 5 înțepături, cu cuțitul, dar superficial, toate superficiale. Care este starea copilului în acest moment? Starea copilului este bună, s-a trezit, a avut o anestezie generală, plăgile sunt superficiale din fericire, deci cred că foarte repede o să fie bine. Între 4 zile de spitalizare, băiatul va fi bine, spun medicii, dar apoi va fi nevoie de o atentă supraveghere. Având în vedere evenimentele la care copilul a asistat, acesta are nevoie de consiliere psihologică. Mama tinerului, care este plecată la muncă în străinătate, a fost anunțată cu privire la cele întâmplate și va reveni în cel mai scurt timp în țară. Copilul ei este elev la un colegiu din Brașov. Copil care se confrunta cu problemele familiei. Ne spuneți dacă știți, dacă a povestit copilul la școală, cum e tatăl, dacă era agresiv, dacă i-a mai... Da, dirigintele ne-a spus că tatăl este un om agresiv, care și-a amenințat și soția în Italia, că ar omorâ-o pentru o relație extraconjugală. Copilul era frică de tată. Crimă în apropierea gării din Brașov, un bărbat a fost ucis cu o lovitură de cuțit direct în inimă. Suspectul a fost prins de polițiști la scurt timp după săvârșirea faptei, audiat de procurori și trimis în fața instanței. El și-a recunoscut fapta. Victima în vârstă de 40 de ani era om al străzii. S-a luat la harță cu un cunoscut în timp ce se afla într-o ghienă de gunoi. Atât victima cât și agresorul consumaseră băuturi alcoolice, spun surse judiciare. Agresorul a fost găsit de noi imediat după comiterea faptei în zona respectivă, a fost reținut și urmează să fie prezentat pentru propunere de arestare preventivă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. M-a anunțat cineva, zice că du-te că e bărbatul tău mort. Și am fugit din prima, am tritit acolo și ageanta jos și am văzut că bărbatul mi-e întins jos, e mort. Dar de la ce s-au luat la ceartă? Sau de ce s-au omorât? Nu știu că n-am fost eu aici. A fost soră să. A mai vrut să-l omoare mai de mult sau s-au mai certat? S-au bătut mai împreună. S-au mai bătut? Da, da. Dar de la știți? Dar s-a ferit unul de altul, deci n-a fost cu cuțitul. Și ei au fost, cum să zic, împăcați, bia, mâncat tot. Și el nu a observat că el de cu pascuns i-a dat cu cuțitul. Și noi, de fapt, acum am văzut și am auzit și am văzut că acolo este jos și nu știu, nici s-a luat, numai poliția, nu știu. Și criminalul unde e? S-au luat? Poliția, a luat poliția, da. S-a luat poliția? Da, a luat poliția, da. Am zis, dar de la ce? S-au luat la ceartă sau ce s-a întâmplat? Cum se e nevastă asta aici, cum îi zice ea că s-a îmbătat, s-a luat la ceartă.
Agresorul a primit mandat de arestare, dar a contestat decizia la Curtea de Apel Brașov. Bărbatul riscă până la 25 de ani de închisoare, dar prezumția de nevinovăție ființează până când magistrații vor pronunța o sentință definitivă în acest caz. Veste bună pentru șoferii care tranzitează intersecția dintre Ocolitoare și drumul județean 103, care face legătura între Brașov și Sânt Petru. Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi a decis ca odată cu dublarea tronsonului 2 al Ocolitoarei, la intersecția dintre cele două artere, să se construiască și un pasaj suprateran spre Sânt Petru. Lucrările se vor face cu bani europeni. Intersecția dintre drumul județean 103 și cel de-al doilea tronson al Ocolitoarei este cunoscut atât de șoferi cât și de autorități ca fiind una dintre zonele în care se petrece un număr destul de mare de evenimente rutiere. Pentru dublarea tronsonului 2 al Ocolitoarei este prevăzută și soluționarea intersecției dintre Ocolitoare și drumul județean 103, cel care face legătura între Brașov și Sânt Petru, o zonă cu destul de multe accidente. Proiectul prevede construirea unui pasaj pe drumul județean 103. În această zonă se va construi un pasaj suprateran care va lega Brașovul de Sânt Petru. Până atunci însă, Compania Națională de Drumuri a decis să semaforizeze intersecția. Montate în noiembrie anul trecut, corpurile de semafor însă nu funcționează nici în ziua de azi. Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi a lansat licitația pentru dublarea celui de-al doilea tronson al centurii Brașovului la jumătatea lunii decembrie și recent a prelungit termenul de depunere a ofertelor până în data de 3 martie față de începutul lui februarie, termenul stabilit inițial. Lucrările vor fi finanțate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 85% fiind finanțare nerambursabilă prin programul operațional Transport. Atenție șoferi, va crește numărul controalelor în stațiile publice de călători din oraș. Asta au decis reprezentanții Regiei Autonome de Transport pentru a asigura clienților condiții civilizate de călătorie. Acțiunile se desfășoară împreună cu agenții poliției locale. Se verifică dacă șoferii altor autovehicule decât cel rat opresc sau staționează în stațiile publice și capetele de traseu autorizate de primărie pentru transportul public local de călători, dar și dacă opresc nejustificat pe banda de circulație a mașinilor RAT. Toate acestea sunt contravenții. În perioada noiembrie 2013-februarie 2014 au fost aplicate un număr de 90 de sancțiuni în valoare totală de aproape 11.000 de lei. În acest an, mărțișoarele se mănâncă. Primăvara aduce la Brașov simboluri speciale și de această dată foarte dulci. Astfel, gărgărițele, trifoii și tradiționalele șnururi roșii au devenit în doar 15 minute desert. Ingenioșii cofetari au schimbat tradiția pentru a îndulci brașovenii. Domnii își pot surprinde acum partenerele cu mărțișoare din marțipan și pastă de zahăr. E primăvară, iarăși primăvară. Maestrul cofetar Consuela Chiriță iubește primăvara și de aceea a creat simboluri inedite ale anotimpului reînvierii naturii. Când am pășit în laborator, am avut senzația că primăvara s-a născut acolo. Asta pentru că mărțișoarele ne-au invitat să ne ducem cu gândul la un nou început, dar de această dată dulce. Iubitorilor de dulciuri ne-am gândit să le creăm mărțișoare dulci cu elemente care să care prevestesc venirea primăverii, desigur, gărgărițe, trifoi, potcoave, elemente aducătoare de noroc, la fel, floricele, timpurii, ca și ghiocei, frezii mici sau lăcrămioare, toate montate pe mici blazoane. De ghiocei, de gri, pe poporaș, aruncă ziua peste tot. Primăvara aceasta le-a dat de lucru cofetarilor. În acest laborator se lucrează încă de dimineață pentru realizarea mărțișoarelor dulci. De exemplu, un astfel de produs este gata în aproximativ 15 minute. O să vă arăt acum cum să facem un mărțișor din zahăr, din comestibil. Aici avem un șnuruleț creat din pastă de zahăr sau marțipan. Întindem, sucim două șnurulețe, unul alb, unul roșu, pe care le împletim și îl ansamblăm ca o fundiță. După care ne facem
mici baze, rotunde, dreptunghiulare, pătrate, depinde de ceea ce dorim să amplasăm peste. Decupăm anumite forme inimioare sau montăm floricele din pasta de zahăr, fluturași, elemente ce simbolizează vestirea primăverii. Chiriță, cea care conduce echipa doamnelor talentate, reușește să facă minuni dulci. Ea a studiat 400 de ore de design în arta decorării dulciurilor în Statele Unite la French Culinary Institute, o școală de top renumită în New York. În terminal, aici ne-am gândit să facem o lucrămioară. Da. Să facem tijele subțiri. Da. După care să ne formăm noi budii mici din pastă albă, reprezentând florile noastre mici. Rând pe rând, figurinele prin forme. Domnii pretențioși se pot lăuda acum cu surprize de primăvară ce ies din tipar. E primăvară, iarăși primăvară. E fiecare mare, e desfăgaș. E scop strămoșii, degetele afară. De ghiocii, de gri, de topor. Și-a trăit viața din plin, la înălțime. Iubește muntele și nimic nu i-a putut egala în viață sentimentul copleșitor de stăpân al piscurilor și al înălțimilor albastre. De infinit la picioarele tale și de libertate. Maestru al sportului Mircea Noaghiu, cel care a fost antrenorul tuturor generațiilor de alpiniști de la CSU Brașov, ne va vorbi în acest weekend la Brașoveni pentru Brașoveni despre pasiunea, efortul și bucuria cuceririi a noi și noi vârfuri. Noi mergem pe munte să strângem amintiri, spunea regretatul alpinist brașovean Ionel Coman. Și aceste amintiri le-a așternut în mai multe cărți. Mai tânărul său confrate Mircea Noaghiu și-a povestit și el trăirile din munți în volumele Avalanșa, Pamir 77 și Lacrimă de piatră. Acesta din urmă fiind, de fapt, numele unui frumos și dificil traseu pitonat chiar de el în cheile Bicazului. Mircea Noaghiu se apropie de 75 de ani. Nu se mai cațără pe stâncă, dar pune cap la cap secvențe din viața pe care a trăit-o din plin la înălțime. Lucrează la o nouă carte cu adevărate lecții despre cum să te porți cu muntele. Muntele pe care l-a iubit și pe care i-a învățat să-l iubească și pe sutele de tineri ce i-au trecut prin mână și prin coardă. Dintre aceștia, 6 au ajuns maestri ai sportului, unul maestru emerit, alte câteva 10 au strâns medalii peste medalii la competiții în țară și în străinătate. Locuia pe livada poștei și împreună cu câțiva copii din vecini, colinda dealurile din jur. Pe stâncile tâmpei s-a întâlnit prima dată cu alpiniști în acțiune, care, văzându-i pe puști cum se cațără la liber, i-au legat cu coarda. La 15 ani, era deja prieten cu sportivii de la Știința Brașov, cu care a escaladat primul său traseu, acul crăpăturii din Piatra Craiului. În pofida situației de după război de atunci, când erau foarte, foarte multe tentații ale copiilor să caute arme și chestii între astea, am avut norocul că noi ne-am dus pe dealuri cu Virgil Nastase și cu încă cu Werner Schill. Acest Werner Schill stăteam pe livada poștei acolo toți. Ei pe Știosif și eu pe livada poștei, cam pe vârful dealului. Și făcând excursiile ăștia cu Virgil Nastase și cu ăștia, am început să îndrăgim muntele mai mult decât ceilalți copii. Erau cazuri în care mă întorceam acasă și aflam că nu știu cine, domne, s-au jucat ăștia cu niște proiectile și au rămas ba fără mâini, ba fără nu știu ce, rămâneau mutilați pe viață.
Întreaga filă de poveste alpinistului Mircea Noaghi o puteți urmări în emisiunea Brașoven pentru Brașoveni din acest weekend pe Mix 2 TV și Mix TV. Orele de difuzare le puteți afla de pe site-ul nostru brașovultău.ro. Desființarea USL la nivel național nu are nicio legătură cu relațiile între politicienii brașoveni, mai ales a celor din structurile administrațiilor județene și locale. Este aprecierea făcută de senatorul liberal Sebastian Grapă, care susține parteneriatul pe proiectele importante ale Brașovului, construcția aeroportului și reabilitarea capitală a spitalului județean. De asemenea, panelistul mizează pe faptul că ministrul PSD Constantin Niță va reuși să-i convingă pe colegii din guvern să aloce mai mulți bani pentru infrastructura județului. Ruperea USL-ului va rămâne doar la nivel național pentru că, local, parteneriatele și strategiile se fac pe alte principii, apreciază senatorul PNL Sebastian Grapă. La nivel local, cel puțin în Consiliul Județean, alianța va funcționa în continuare pentru că, de-a lungul timpului, noi n-am făcut alianțe cu partide politice, am făcut alianțe cu oameni, cu consilieri, cu indivizi care au sprijinit proiecte. Două proiecte foarte mari, vi le spun acum, e vorba despre aeroport și vorba despre renovarea Spitalului Județean. Acești oameni, indiferent că au fost de la PSD, că au fost de la UDMR, de-a lungul timpului au sprijinit aceste proiecte, fapt pentru care rămân într-o alianță atâta timp cât activitățile lor sunt îndreptate în favoarea cetățenilor. Grapă nu are nicio îndoială că socialdemocrații, dar mai ales ministrul economiei, brașoveanul Constantin Niță, vor continua să susțină construcția aeroportului brașovean și proiectul de reabilitare a spitalului județean. Liberalul este convins că guvernul Ponta 2 va găsi sursa financiară la următoarea rectificare bugetară pentru a acorda județului banii necesari și pentru reabilitarea drumurilor, ținând cont că Brașovului i s-au distribuit fonduri insuficiente pentru 2014 la acest capitol. Așa zisul primar al Bartolomeului Ciprian Chiricheș vrea două insule ecologice amenajate în cartier. Inițiativa pedelistului vine în debutul lunii curățeniei și vizează amenajarea unor zone de depozitare a deșeurilor electrocasnice. Aici brașovenii își vor putea arunca rezidurile în orice moment, fără a mai aștepta ziua din an când se poate face acest lucru. Ghenele ecologice vor putea fi amplasate abia după ce Serviciul Patrimoniu din primărie va stabili locațiile potrivite. Până la finalizarea proiectului de amplasare a unor insule ecologice în zona Bartolomeu, consilierul local PDL Ciprian Chiricheș vrea să dea startul pentru curățenia de primăvară, în paralel cu acțiunea tradițională desfășurată de administrația publică. În perioada următoare ne pregătim de curățenie de primăvară și pe lângă acest lucru îmi doresc foarte mult ca să facem aceste amplasamente referitoare la insule ecologice, unde selectarea gunoiului și numai mă refer la aparate electrocasnice și la mobilier casnic se facă într-un mod civilizat. Chiricheș îi așteaptă pe președinții de asociații din zona Bartolomeu cu solicitările privind toaletarea arborilor și lucrările necesare de curățenie stradală, pentru ca apoi cererile acestora să poată ajunge la angajații de la spații verzi, care sunt singurii care pot să execute unele lucrări pentru zonele cu vegetație. Asociația 15 noiembrie 1987 organizează duminică cea de-a 25-a comemorare a eroului martir Liviu Cornel Babeș. Bărbatul și-a dat foc pe pârtia Bradul în semn de protest față de regimul comunist. Pe data de 2 martie 1989, omul a recurs la un gest dramatic dându-și foc. Înainte de a muri, acesta a scris pe o bucată de carton: opriți crimele, Auschwitz egal Brașov. Comemorarea va avea loc în Poiana Brașov de la ora 11. Duminică comemorăm încă o dată pe Liviu Cornel Babeș, erou martir care s-a jertfit ca noi să o ducem mai bine. Asociația 15 noiembrie organizează împreună cu prietenii Asociației 15 noiembrie, cu foști deținuți politic, cu oficialitățile care vor da curs invitației noastre. Adopții la distanță este un concept nou la Brașov care va fi pus în practică din 1 martie. Este vorba despre un proiect al Asociației Milioane de Prieteni în parteneriat cu autoritățile locale. Aceștia propun brașovenilor un program în premieră în România. Inițiatorii își doresc ca astfel să salveze cât mai mulți câini fără stăpân de la injecția letală. Toate acestea în condițiile în care de la 1 martie adăposturile publice din țară vor începe, conform legii, să numere zilele de trai ale patrupedelor ridicate de pe domeniul public.
Brașovenii care iubesc animalele sunt invitați sâmbătă de la ora 10 și 30 de minute la ziua porților deschise la adăpostul din Stupini. Ei vor putea alege un câine și dacă nu îl pot crește acasă, au posibilitatea să-i prelungească viața adoptându-l la distanță prin susținerea cheltuielilor de întreținere. Timp de 2 ore, toți cei interesați vor putea să plimbe în lesă câinii pe care îi preferă, să le facă poze, să învețe cum se pune un ham sau o zgardă. Cei care doresc pot aduce și hrană pentru acești căței. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!